coșulețe și conuri pentru înghețata. Pot fi umplute și cu multe creme, cu frișcă. Ia uitați, coșulețe. Și conuri. 50 de grame de alguș, 50 de grame de zahăr pudră, 50 de grame de unt topit și 50 de grame de făină, un praf de sare. Din această compoziție au ieșit 4 coșulețe și 4 cornuri. Trebuie să arate. Și acum ne pregătim o tavă. O să avem nevoie de o tavă pe care o să o tapetăm cu hârtie cu. O să punem picătură două de compoziție. Așa. Acum am să tai un cerc ca să pot să-mi fac diametrul la coșuleț și pentru corn. Și cu un creion eu am să cerc așa, aici unul și facem cercul nostru, desenul cu creionul. Cu creionul, pic cu cercul, dar cu creionul este foarte bine. Și acum o să tăiem și o să scoatem creionul. Exterior, o să eliminăm creionul. Puteți lucra doar cu o singură sau puteți folosi două. Deci am eliminat creionul. Eu am să pun forma mea din hârtie peste. Am pus aici și cu o lingură o să luăm și o să punem puțin în interior. Și cu o paletă o să întindem. Puteți face și fără, puneți cu lingura și întindeți pur și simplu.
acasă putem face, cum ne place. Așa. Și întindem. După ce am întins, bine, o să luăm. Ia uitați. Și acum, tot aceeași foaie, o să o așezăm aici. Alături. Puteți lucra cu două sau cu una. Eu lucrez de obicei cu una singură. Să nu ne complicăm viața. Așa. Acum, cu o lingură punem în interior. Și paleta noastră întinde. Apoi le dăm la cuptor la 180 de grade și le lăsăm câteva minute, nu mult. Avem grijă să nu se ardă și le scoate când sunt, încep să se coloreze. Uitați. Așa. Acum le dăm la cuptor. O să avem nevoie de o paletă ca să le scoatem. Scoatem una câte una. Ca să facem coșulețele, o să avem nevoie de două boluri mici, unul mai mare și unul mai micuț. Deasupra o să punem biscuitul nostru. Imediat apăsăm și o să iasă coșulețul. Și aici o să încercăm să facem... Vedeți, acesta este punem imediat aici pentru coșuleț. Să facem prima coșulețul. Este foarte fierbinte. Aveți grijă la mâini. Și apăsăm. Apăsăm, lăsăm câteva secunde și coșulețul nostru este gata. Ia uitați. Aici s-a desprins puțin. O rupem. Acesta este coșulețul. Putem umple cu înghețată, cu creme. De la conul este foarte fierbinte. O să așezăm și o să ne ajutăm așa să nu se întoarce. Dintr-o bucățică de carton putem face un con ca să rulăm peste. Așa, și am să lăsăm aluatul. Dacă nu aveți această formă, puteți întinde și cu o paletică. Întindeți frumos, încet, încet. Scoatem unul câte unul. Acum o să așezăm aici deasupra și imediat apăsăm. Ținem puțin apăsat și coșulețul este gata. Punem aici biscuitul nostru și repejor apăsăm și răsucim. Răsucim și întoarcem în jurul conului de hârtie, de carton. Să facem coșulețul, așezăm pe mijloc și apăsăm. Apăsați și coșulețul este gata. Mai simplu de atât. Punem imediat aici și începem să răsucim. Încerc să-l țin așa
este fierbinte, este fierbinte. Ținem câteva secunde și conul este gata. Este fierbinte. Coșulețe și conuri pentru înghețate și pentru creme. Le puteți umple și cu creme, creme bune. Sunt crocante. Aveți grijă, tava este fierbinte. O să puneți un fond. Scoatem tava. Faceți mereu câte două. Acum vedeți, am această formă pe care eu am folosit-o și înainte. Așa. Din bolul meu eu am să pun puțin și cu această paletă am să întind. Este fierbinte. Am să mă duc să țin cu conul. Și întindem. Am întins primul. Acum o să scoatem și punem pe cealaltă. O să dăm în interior sus plusul. Aveți grijă că tava este foarte fierbinte. Și puneți în interior. Cum am mai spus, puteți folosi și această, o paletă, pur și simplu paletă, din plastic, din lemn, ce aveți în casă. Și acum luăm și dăm la cuptor. La 180 de grade, câteva minute, deschidem de 2-3 ori să verificați. Durează foarte puțin aici deasupra și rupeți repede, că altfel se răcesc și nu le mai puteți da forma. Apăsați aici pe mijloc. Ia uitați. Și coșulețul este gata. Acum să facem și conul, cum am spus, să ne ajutăm cu un șervețel. Eu mi-am făcut un con din hârtie. Vedeți? Conul l-am răsucit, îl țin că este foarte, foarte fierbinte. Fierbinte, eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și că mi-ați fost alături în această zi, cât am preparat această rețetă și vă doresc multă, multă sănătate, numai bine, o zi frumoasă, la revedere, vă pup dulce pe toți. Multă sănătate tuturor. La revedere!